Tensiunile ating cote maxime în casa iubirii. Rebecca și Anton sunt întrerupți de Andreea Manta în timpul unei dispute aprinse. Tu n-ai vorbit niciodată frumos. O banală discuție între băieți care a ajuns la urechile Rebecăi, a strânit furie și gelozie din partea concurentei. Rebecca îi cere lui Anton să nu o mai compare cu alte fete din casă. Anton ar fi comparat-o pe Rebecca cu Virginia, susține Rebecca, fapt care a enervat-o la culme. Rebecca răbufnește în fața lui Anton. Deci cele două sunt colege de cameră și prietene, gelozia a cuprins-o pe Rebecca și nu a mai ținut cont de nimic. Aceasta i-a reproșat lui Anton să nu o mai aducă în discuție. Dacă toți băieții au fost de acord că Virginia e cea mai miștofată din casă. Rebecca, la joc la fel ai făcut, nu trebuie să mă aduci pe mine în discuție când vorbești de alte fete. Vorbește de ele și atât. Este simplu, Antoni, nu era nicio comparație. Nu vorbeam de alte fete. S-a vorbit despre cine mi se pare mie cea mai mișto, căci că s-ar fi înțeles că e Virginia, dar pentru mine cea mai mișto este Rebecca. Andreea Mantea a fost o discuție în camera de hotel la care a asistat și Patrick, Antoni și Robi. Am discutat cu Patrick când eram în Italia, pe FaceTime, el a discutat cu fratele meu și a vorbit foarte frumos la adresa Virginiei. Și Patrick a zis la un moment dat că Virginia e cea mai mișto din casă. Rebecca, și tu ai zis că așa e, atunci de ce mă aduci pe mine în discuție? Antoni, ai văzut tu propoziția întreagă, Andreea Manta întrerupe discuția aprinsă dintre cei doi, după ce Rebecca reacționează nervos, Andreea Mantea decide să oprească orice discuție între cei doi. Rebecca, nu e vorba de asta. De ce mai vorbești despre mine dacă nu mai avem nicio treabă? Eu mereu am venit după tine, am vorbit frumos. Antoni, tu n-ai vorbit niciodată frumos cu mine. Te-ai întors la ceea ce făceai înainte. Te-ai întors la înjosit, Rebecca. Ce înjosit, ești pe altă planetă. Andreea Mantea, gata!